Să urmărim această fază. Este pericol mare, din nou scoate în centru și să vedem, incredibil, este autogol. Este autogol. Manolache, da, și-a trimis mingea în propria poartă. Atacul Gloriei. Tănase, șutează, Tănase, gol! Gol! Gloria! Răzvan Tănase marchează și egalează 1-1, minutul 32 al meciului. Davorție, se aprinde meciul, atenție dragilor, Alex Stoica, intră în careu, Stoica șutează, gol! Gol! Gloria! Minutul 33 al meciului, ce schimbare de scor, două goluri în două faze consecutive și Gloria intră în avantaj, 2-1, CS Gloria, Sighetu Marmației, Alexandru Stoica marchează. Se fluieră și Condiu va da cu dreptul, să vedem cu dreptul, da, este gol. Gondiu, când s-a stat cel puțin 3 minute. Din nou centrare, Curtuiuș, gol! Gol! Gloria! Marius Curtuiuș! CS Gloria, Sighetu Marmației, 3-2, Marius Curtuiuș marchează, gol, Gloria!